Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegeri. Pentru abonații mei și nu doar pentru abonații mei, pentru viitorii abonați și pentru cei care vin și ascultă și sper să rămână, să ascultă mai, să rămâneți cât mai mult și să ascultați cât mai des și cât mai mult. Dragii mei, aveți de ales între prima variantă 1, asociată cu această piatră, a doua variantă, aceasta, asociată cu această piatră, chiar interesantă, nu am mai folosit-o, seamănă așa un pic cu ochiul de tigru. Ar putea să fie, deci știți că e negru cu auriu, dar sunt variante mai decolorate, da? Ar putea să fie. Sau ochi de vultur. Și acestea de cărți. N-am cum să mă întind altfel pentru că mi-am pus frunze de toamnă. Și a treia variantă, acest cristal roz, foarte ușor roz, alb spre roz. Și aceste de cărți, da? În principiu le vedeți cam cum se așează, da? Am simțit nevoia să aduc un pic de atmosferă de toamnă pe această masă. Și voi vă puneți pauză, vă alegeți, da? Nu uitați, aveți numărul 1, 2 și 3. Astăzi o să vorbim despre ce simte el, ea, în această perioadă. Știm bine că e dreptul nostru la schimbare și nu că e dreptul nostru la schimbare. Chiar suntem supuși schimbării, pentru că suntem într-un univers care este în mișcare și cine consideră că nu se schimbă, că e fixat într-un anumit gând sau anumite sentimente, se înșală. Se înșală. Deci, este în această perioadă etalarea când ascultați. Dacă ascultați la anul, poate să fie pentru la anul. Dacă ascultați anul trecut, n-are cum să fie anul trecut. Da, n-are cum să fie. Începem cu numărul 1. Cei care ați ales numărul 1 cu această piatră, mă gândesc că aveți nevoie de comunicare. Da, de comunicare. Eventual, pentru că e aqua marin, cineva trebuie să comunice emoțiile sau să și le recunoască. Unii dintre voi aveți a face cu un personaj care are un nume care începe cu V, eventual pentru unii, nu pentru toți, sau poate cu A, că e Ava Marin. A, dar V și V. În fine, pentru anumite persoane, nu pentru toată lumea și nu e obligatoriu, dar pentru anumite persoane să știți că e posibil, da? Acest semnal să vă atragă atenția că e pentru voi. Am amestecat cărțile, în timp ce am amestecat, au vrut să se arate 5 de băte. Un conflict mental interior este în sufletul acestui personaj pentru că apare o separare cu mare durere. După o dezamăgire apare separarea și totul se dorește renașterea. Poate că s-a mai încercat renașterea, împăcarea de-a lungul timpului, dar din niște motive această renaștere nu s-a putut manifesta corect și apare iar turnul și o altă dezamăgire. Adică, domne, am încercat de atâtea ori, cu alte cuvinte, să-ți dau șanse și ceva n-a mers. Voi sau ei? Ideea este că, sau poate o altă persoană, da? Ideea este că este o dezamăgire în legătură cu o separare și conflicte interioare. Eu o să pun cartea. Uite, justiția, interesant. Poate cineva marca de semnul gemenilor al balanței sau al vărsătorului sau cineva care e căsătorit, e într-un contract important la locul de muncă sau manifestă karmă. Trebuie să plătească, într-un fel sau altul, pentru niște acțiuni, da? Aș vrea la aceste de cărți, la această etalare, să folosesc și cărțile invers. Le folosesc doar o dată, le amestec. Am împărțit în două, apare regele de bâte, dar inversându-l, deci dezamăgirea vine din cauza că regele de bâte nu și-a exprimat corect ceea ce simte pasiunea. Cu alte cuvinte, ora a avut tendința să fie... Să fie... Cum să fie? Temperanța invers. Să nu fie evoluat spiritual. Numărul 1. Am amestecat o singură dată. Așa.
Deci o să folosesc și cărțile invers. Ce simte pentru voi? Eu ce vreau să se arate? Ia uite, regele de bâte iar și judecata. În acest context, cu regele de bâte și judecata, îl simt pe regele de bâte care de obicei este jucăuș, este foarte jucăuș. Cât ar fi el de rege, îi place să cucerească. Na, asta este statutul lui de cuceritor, da? Își temperează. De asta dată își temperează. Dacă mai devreme nu își tempera și probabil că nu... Asta a fost un subiect care a adus suferință sau o tendință care a adus suferință. Acum își temperează focul, da? Cinci de bâte, focul interior. Pe aici e conflictul. Îl ține în sine. Eventual și ne analizează și își dorește eventual o împăcare cu voi. Intuiția le spune să se împace, intuiția le spune să renască situația. Însă, vom trăi și vom vedea ce simte. Hai, ce simte pentru voi odată? Ia uite, tot a vrea să arate. Doi de spade. Dacă a fost un blocaj, dorește ridicat. Ridicați restricțiile odată. De două ori. Mai dat ce sar cărțile. Regina de bâte tot invers. Cred că amândoi, într-o formă sau alta, ori este un cuplu care nu își manifestă această pasiune corect. Simțiți foarte mult unul pentru celălalt și ori nu exprimați, apropo de exprimare, ori o duceți în exces. Ia uite, trebuie să vă echilibrați. În mod special, acest personaj simte nevoia să se echilibreze. Hai să vedem că vorbim despre ce simte despre voi. 8 de bâte. Ho, diavolul. Mai 6 de bâte. Împăratul. Wow. Deci își dorește să călătorească înspre voi, să vă impresioneze. Era să zic imprime. Să vă imprime. Adică să-și lase un semn pe voi. Cu cât mai sexual, cu atât mai bine. Este o atracție teribilă, sexuală. Nu întâmplător au venit cei doi regi și el și ea, dar care nu. De-aia apare și toxicitatea, diavolul. Dar care nu și-au folosit energia corect. Pentru că bătrâne înseamnă și energie. Se dorește comunicare, bombardare, de fapt. Bombardare cu mesaje, cu intenții și cu... Nu va fi subtilă deloc. Cu mesaje destul de atractive, e suficient cât să vă cucerească. Vrea să aibă controlul. Cu diavolul și cu împăratul, acest personaj vrea să aibă controlul. Absolut. În mod special, din punct de vedere sexual. Și asta e că cărțile o cer și mesajul o cere. În mod special, vrea să aibă controlul la pat. Asta am spus-o și am spus-o. La capătul setului de cărți, ia uite ce se arată. Șapte de spade. O strategie, domnule. E o strategie. Un bun strateg. Nu mai are răbdare. Nu mai are răbdare acest personaj. Șapte de monede invers. Da? Pentru că își consumă nopțile. Se perpelește. Se perpelește. Se gândește. Ah, s-a dus trei de cupe. Nu mai vrea să fie cu mine? Nu mai vrea să ne bucurăm, să fim într-o relație sau într-un trio. Nu mai vrea. Ce mă fac? Ce mă fac? Auleu, auleu. Da? Și uite, așa intră în gânduri. Mai adaug eventual câte unul, încă unul, încă unul și tot așa nu mai poate să doarmă noaptea. Dar am zis, nu mai are răbdare. Mai are răbdare să construiască, să aștepte niște evenimente. Eventual vrea să plece de unde este, să se fofileze. De unde fi? Poate să fie și de la grădiniță. Gata, să tragă un chiul de la școală, de la grădiniță, ca să se întâlnească cu voi. De unde o fi? Că o fi locul de muncă. Poate și ia un concediu, așa, sau se dă un pic bolnav, a venit o gripă și să se întâlnească cu voi. Glumez, dar poate nu o fi glumă. Poate nu o fi. Hai să și clarificăm. Încă o dată. Să clarificăm de 2 ori, de 3 ori.
Tăi în cărțile regele de monede, ar vrea să vă impresioneze și financiar are multe responsabilități pe care trebuie, la care trebuie să renunțe. 10 de spade, 10 de bâte. Asta e, poate, da. Are, da, dacă e rege de monede și da, a fost și rege de bâte, dar nu a arătat atât de bine. Sau este, dar nu arată, pentru că imaginea importantă este, după cum vedeți, dragii mei, învățați și voi, da? După cum vedeți, este imaginea publică. Cum suntem văzuți în public? Nu știu ce am de mă... Alint, cum suntem văzuți în public? Deci acest personaj vrea să vă impresioneze eventual prin statutul său profesional și financiar, chiar dacă are responsabilități, chiar dacă are probleme acasă sau la locul de muncă pe care trebuie, la care trebuie să renunțe, da? Da, trebuie să renunțe și la dorința de a avea control, trebuie să renunțe și la banii pe care să renunțe, dar până să renunțe una alta, mai ține un pic de această imagine, măcar cât să vă impresioneze. Să vă impresioneze. Hai să vedem să tăiem cărțile. Ela, nu mai râde de noi. Nu râde voi, râde un pic de... De ce simte acest personaj? Nu de voi, dragii mei. Opa, regina de bâte invers. Opte, monede invers, interesant. Extraordinar, acum toate sunt invers. Asul de monede invers și 10 de monede invers. Fantastic! Ia uite, și iar a apărut 7 de monede și același format, da? Pe care l-am văzut mai devreme, nu întâmplător, da? Acest personaj n-a putut să vină, ia uite. Ar fi vrut să fugă. Da, ar fi vrut, vrea de mult timp să fugă, să vină înspre voi, faetonul și șapte de spade, cu o strategie, cu niște texte, eventual, sau texte față de cei pe care lasă. Știi, mă duc până la pâine, dar vin peste 2 zile. Ok. Dar n-a putut să vină cavalerul de spade. Dar și când vine. Dar și când vine. Și asta pentru că, uite, așa l-ați făcut pe acest personaj, bărbat, femeie, ce o fi, să se blocheze în gândul ăsta. Aoleo, ce se întâmplă? De ce nu mai vorbim? De ce ne mai bucurăm unul de altul? Ceva s-a întâmplat, cineva a refuzat un triunghi amoros, eventual. Și zic așa pentru că văd niște cărți. Dacă voi ați stat la pace, v-ați pierdut nopțile și nu mai vreți, asta e, nu mai vreți să investiți, personajul intră, opa, nu mai vreți să muncească în relație, uite, nu mai vreți să munciți în relație. Dar de ce? Și aveți pe altcineva? Nu mai mă place. Ce să fac? Ce să fac? Ce-i fi râzând, mai? Mă distrează. Mă distrează. Deci acest personaj, 8 de bâte, vrea să vină. Băi, băi, așa au zis cu drag. Băi, oamenii, nu mă vedeți câte monede și câtă pasiune, foc, foc, foc și bani, bani, bani. Dar banii sunt așa, au rămas undeva în planul 2. Interesant, pentru un bărbat, bărbat, energie masculină, poate să fie și femeie, pentru un personaj care vrea să aibă bani, să fie în control, să domine și financier, evident, și prin multe, interesant, foarte interesant, cum ce ați făcut i-ați determinat să pună banii pe planul 2. Vedeți că sunt cărțile întoarse, da? Invers, tot ce ține de monede. Și regina de bâte, puteți să fiți voi, femeilor, da? Care eventual. Regina de bâte e cuceritoare, da? Ca și regele de bâte, că de-aia se înțeleg că sunt doi frumoși plini de pasiune, doi cuceritori care sunt în stare să șocheze lumea prin frumusețea lor și prin energie și prin multe, da? Dar, doamnelor, v-ați retras cumva farmecele? Eu așa simt, pentru unele dintre voi, v-ați retras farmecele, posibil și din cauza distanței, posibil și din cauza unui triunghi amoros, posibil și din cauza dorinței lor de a domina, pentru că intuiți, da? Și cu regina de bâte nu vrea să se lase dominată, da? Și v-ați retras farmecele. Și ați făcut în așa fel încât îl face să simtă nevoia să vă cucerească, să vă recucerească, pentru că aici este jocul între regele și regina de bâte, că sunt invers, că sunt în poziție normală, lor le place să se
cucerească periodic. Altfel s-ar plictisi. Da? Și înțeleg, niciodată nu mi-am dorit o relație plictisitoare. Nu știu cum sunteți voi. Da, sunt unii care au nevoie de stabilitate și preferă o viață banală, plictisitoare, decât da, plină de drame. Dar, da. Pe de altă parte, dacă, asta, să continu mesajul ăsta, da? Ce simt? Simt că dacă v-ați retras farmecele, sunt determinați, trebuie, sunt obligați. Ce să mai... Îi transformați. Îi transformați în sensul că îi forțați subtil, elegant, să intre în acțiune. Am zis că mai devreme nu acționau. Erau, da? Ori blocați, ori nu puteau să vină, trebuia să spună niște texte pe aici, pe acolo, niște probleme financiare, iar triunghi pentru unii, poate probleme cu soția, cu mama, cu banii, probleme. În sensul că trebuie să spună ce fac. Dar vor să vină și să vă arate, domnule, câtă pasiune au pentru voi. Bine, acum este ce vor. Ce vor reuși să facă este partea a doua. Dar ce simt? Simt nevoia. Simt nevoia să vă ia pe sus, da, clar. 8 de monede. Iar dacă nu ați lucrat, doamnelor, nu mai vreți să vă implicați în relație acești oameni. Wow! Deci devin geloși. Devin geloși. De ce nu mai vrea să se implice? Nu cumva și-a găsit pe altcineva. Vreun cavaler de bâte, vreun alt rege de bâte, regele roșu, regele verde, care o fi. Deci, vedeți cu ochișorii voștri două cărți care arată mișcarea și nevoia de a cuceri, iar două cărți care arată diavolul și împăratul, care arată dorința de a vă domina, inclusiv la pat, dar și financiar. Mai ales dacă nu vreți să vă implicați. Iar, asul de monede. Dar dacă e o poveste mai la început și vedeți că lucrurile ceva e toxic, să intuiți voi că e ceva toxic, v-ați retras un pic implicările de până acum. Vi le-ați redus, mai bine zis. Sau poate le-ați oprit de tot. Și uite, așa nu se poate manifesta nici abundență de orice natură ar fi. Pe de altă parte, ce mai simt? Simt că toată nebunia asta e o nebunie hormonală și energetică. I-ați pus pe jar, măi, de cei perpeliți. Îi fac să lase în urmă, eventual, un partener care de obicei este gelos, da? De obicei este gelos, vor să lase acel partener în urmă pentru că se simt mult mai intoxicat și atrași de voi. Dacă personajul din trecut sau din prezent, regina de bâte, ar putea să fie un personaj din viața lor, este geloasă, da? Vor să vină spre voi, să vă cucerească și să ofere stabilitate. Dacă personajul din trecut nu se implica în relație, adică 8, da? 8 de monede este invers, nu muncea sau eventual aștepta ce? Doar bani. După cum vedeți, toate cărțile de jos sunt invers. Vrea să lase în urmă, eventual, chiar inclusiv, dragii mei, ori un job foarte bun, ori o familie, părinți, frați, soție, ce-or fi, da? Este în stare acest personaj să lase în urmă și jobul, și soția, și familia, ca să poată manifesta acest as de monede. Dar vă întrebați, de ce a venit inversela? Pentru că este nemanifestat, urmează să se manifeste în momentul în care vă veți întâlni. În momentul în care, da, vă veți lăsa cucerite și veți spune, wow, dar cine a venit la mine? Dar ce onorată sunt că cineva mă îmbrățișează atât de pasional. Dar ce frumos arată, dar ce frumos mă iubește. Un pic narcisist acest personaj, dacă îi dați șanse, puteți să începeți ceva. De-aia zic, asul de monede este nemanifestat. Dar pentru asta trebuie să-l lase, eventual. Și e în stare, asta simte nevoia să lase ceva în urmă, o construcție financiară, inclusiv niște tendințe, poate chiar regina de bâte invers să fie chiar e o variantă a lor, niște cuceritori, da? Care vor să fie acum stabil singura sau unica lor sau ultima lor cucerire, ultima baricadă să fiți voi,
Mulțumesc de inspirație. La capătul setului de cărți, Marea Preoteasă, nu știți multe. Nu știți ce conflicte, cinci de spade, cum se ceartă. Și cum se ceartă prin viața lui cu cineva eventual. Și cum arde pentru voi, apare vulnerabilitatea. A zis, în exterior sunt albi, sunt de gheață, în interior sunt plin de foc. Și focul ăsta doar în preajma voastră parcă renaște. Ia să ne arătăm, da, trei cărți. Ce simte pentru voi? De două ori. De trei ori. Împăratul, măi. E a doua oară este bărbatul vostru divin, dragile mele. Doamne, împăratul, regina de spade cu marcaj, marcaj în semn de foc, marcaj în semn de aer și pentru și regina de pământ. A zis soția. Soția. Regina de spade poate să fie doctor sau... Aici nu prea simt eu nevoia să discut despre doctor, dar ce simte? Simte nevoia să găsească adevărul în această pasiune și atracție intensă, imensă, teribilă, da? Dacă voi ați pus la punct regina de spade, nu. Dacă voi nu aveți o comunicare, iau-te vocea, vocea, au fost puse niște lucruri. După care, iau-te, 8 de cupe, cineva începe să se libereze, posibil voi. Da? Uite, valetul de spade, niște comunicări. La un moment dat, comunicare, dar altfel, dar dacă nu s-a comunicat corect, pentru că tot avem comunicarea, da? S-a ajuns la 9 de spade, 9 de spade pe care îl revedem aici. Dar, pentru că ați văzut că vă consumați prea mult, cred că voi v-ați eliberat un pic, v-ați detașat. Da? Eventual, ca să vă ascultați și sper să-mi ascultați și mie sfatul să vă ascultați vocea interioară în această poveste. Dar ia uite, este o moarte aici, o moarte urmată de eremit. E o lecție spirituală. Acest personaj trebuie să treacă printr-un întuneric să-și regăsească lumina. Iar simt că ați pus capăt sau încercați să încheiați măcar o etapă în relația dintre voi. Dar acest personaj sigur nu vrea să se oprească aici. Extraordinar și împărăteasă. Împăratul și, vai, uitați, împăratul și împărăteasa. Și apare, iau, împăratul și împărăteasa în același, am luat în continuare, în loc de 3 am luat 4, da? În continuare. Da? Wow. Femeilor divine, sunteți un pic, da, un pic în avans din punct de vedere spiritual și aici este trezirea și chemarea, dar trebuie să treacă prin acel întuneric, prin acea recunoaștere a tuturor impulsurilor negative, pozitive pe care le are, da? Să-și înțeleagă și sexualitatea și emoțiile și nevoile adevărate, să iasă din tradiții, eventual. Acest personaj vrea să iasă din tradiții. Da, și eventual să găsească 10 de monede alături de voi. Împăratul și împărăteasa, da, să fie un cuplu divin, împăratul și împărăteasa de două. Dar deocamdată trebuie să se libereze de o energie feminină ca să vină spre voi și să vă determine voi, femeilor divine, să vă implicați. Interesant. Hai. Spuneți-mi că e așa. Ia să vedem. Mesaje. Hai să luăm de aici un mesaj. Pentru numărul 1. Ce simte pentru voi? Vă simți foarte inteligente și practice. De o frumusețe răpitoare. Răpitoare. Știți că pentru mine 6 de bâte reprezintă răpirea din serai. Ops, ia uite. Voi sunteți profesorul spiritual, am zis că sunteți evoluate.
Eventual vor încerca să se sfătuiască cu cineva posibil. Împăratul poate să fie și un sfătuitor, dacă nu sunt ei, dar... Doamnelor, dacă ați intuit, poate nu sunteți chiar profesor spiritual, dar lucrați la creșterea voastră spirituală, da? Ați intuit sau ați auzit de undeva că ceva nu e în regulă cu acest personaj, repet, v-ați mai retras un pic. Poate că vorbiți mai răruț, că e mai drăguț, da? La capătul setului de cărți. Cărțile. Cărțile, profesoratul, interesant, ce mai arată? Și autorul. Posibil, unele dintre voi aveți ceva de scris și vreți să vă concentrați pe munca, pe proiectele voastre și să nu vă mai implicați în relație, nu mai munciți în relație cu ei, pentru că vedeți că sunt lucrurile toxice. Da, ei devin geloși. Geloși. Interesant. Poate cu acele cărți încep și să mai citească. Ar fi frumos ca să vă înțeleagă. Ar fi frumos. Dar sunt energii masculine și energii masculine. Energia masculină în această perioadă nu e cea mai bună variantă. Trece la nivel colectiv. Energia masculină trece prin niște tulburări. Da. Un mesaj pentru numărul 1. Ce simte pentru voi în această perioadă? Își dorește stabilitate cu voi. Regina de monede vrea să fiți voi, reginele de monede, reginele de spade, reginele de bute, reginele de cupe. N-au apărut, pentru că aici trebuie să își recunoască emoțiile și nevoile emoționale. Personajul ăsta. Dar deocamdată, în această perioadă, focul este cel care a evaporat orice emoție. Foc, foc, foc. Știți? Da, și atunci când vă apropiați, ha, ce frumos! Știți cum ne jucam când ne apropiam de un obiect, da? Ne ascundeam și vedem unde este mai aproape de măr, foc, 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 da? Vrea să se apropie de, ia uitați, da? Să se apropie de voi pentru că îi atrageți cu flacăra voastră, dar flacăra voastră este divină, mai ales dacă sunteți, da? Repet, ați lucrat la creșterea voastră spirituală. Ei nu înțeleg. Ei o confundă cu sexualitatea, mai au multe de învățat. Dar clar, își doresc să fiți împărăteasa, împăratul și împărăteasa de două ori în același comun. Da? Au nevoie să ceară ajutorul. Hai, dă un mesaj pentru numărul. Ups, prea multe, dragul meu. Spirit, Duh Sfânt. Dragul meu, Duh Sfânt. Da. Ok, hai să iau de aici. Sunteți fără limită. Ce simt? Pe de-o parte, simt că... Ia uite, am zis că trebuie să... Simțiți, dragii mei, eu mă entuziasmez, dar voi vă entuziasmați când ați spus că trebuie să-și îmbrățișeze emoțiile. Mulțumesc mult de confirmare. Au probleme, iar relații, mai de ce fiori, vă arăt mâna, da? Cum mi s-a făcut pielea, relații karmice din care trebuie să învețe. Ia, cinstea. Cinstea este esențială. Trebuie să învețe să se iubească așa cum sunt. Dar și în acest proces de dragoste față de ei, și de recunoașterea adevăratei lor identități, nu aceea proiectată de societate, de familie, da? De a vor renunța în curând și la familie sau la societate și la carieră. Nu că renunță la carieră. Ar putea să, repet, să o pună pe planul 2 ca și motivație în viață. Nu că nu mai lucrează, că avem nevoie de bani, e criză financiară, nu avem de plătit gazele, lumina, că sunt scumpe, da? Dar trebuie să-și îmbrățișeze emoțiile. Follow your feelings, da. Asta simt. Simt că trebuie să-și îmbrățișeze emoțiile. Și avem un 8, 18, 18, da? În momentul în care își îmbrățișează, se transformă în această îmbrățișare a lor, față de lor, de ei și de emoțiile lor, manifestă unul, o nouă identitate, am zis mai devreme, da? Ce simt? Că sunteți și voi fără limită, că sunteți deja, ia uite, mari preotese, mari împărătese, așa, împărătese, da? Sau pe cale să deveniți. Dar simt această vibrație de no, no limit, na, 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 na. Da, și mai era o melodie care mi-a venit în minte chiar acum câteva minute. Deci, no limit, puteți să ascultați, o să pun sub video, sper să nu uit. Și mai era o Uf, ce melodie venise? Și simt că împreună cu voi și ei sunt fără limite. Îi faceți să cucerească întreaga lume, da? Să se transforme să treacă prin toți diavolii și prin toți regii și să devină împărați. Dar, varianta bună. Dar ca să ajungă la cea bună, vor trebui să treacă și prin cealaltă. Mai puțin, na, asta e.
Dar simt că sunteți fără limită împreună. 4 este simbolul stabilității, da? Iar 4, 4, 4 însemne ceva pentru voi. Vai, ce melodie venise mai devreme. Ah, că dacă n-am spus-o, cum mi-aduc eu aminte? Cum îmi aduc eu aminte? Venise o melodie. Poate totuși dacă ascult încă o dată ce am spus, o să-mi aduc aminte. Afară de nou limit, mai veni sau melodie? Da. Mai. Sper să-mi aduc aminte. Sper să-mi aduc aminte. În principiu, cam atât pentru numărul 1. Sper că v-a plăcut, da, 30 de minute. Am vorbit destul, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și o să încerc să-mi aduc aminte și a doua melodie și să o pun sub comentarii. Vă pup, pa, pa! Bună ziua, dragii mei, cei care ați ales numărul 2 și aceste de cărți. Am zis că pentru mine această carte, această piatră mi-aduce aminte de ochiul de tigru sau ochiul de vulturi. Cred că trebuie să vedeți ceva, să aveți o viziune în această... Am zis că ar trebui să aveți viziune. Sau persoana la care vă gândiți trebuie să-și definească viziunea în legătură cu voi. Ori consideră, simte că... Da, trebuie... Ce înseamnă viziune? E un soi de vizualizare, da? Să vadă mai clar ce se poate realiza, ce este, care e situația dintre voi. Cu alte cuvinte, pentru că nu vede clar, sunt niște confuzii, da? 7 de cupe, luna. În timp ce am amestecat clarificatorii, la un moment dat, la început, chiar pe setul vostru de cărți a venit 10 de spade. Asta înseamnă nevoia de a se elibera, dar ce, acum văd eu prima oară, am crezut că e în poziție normală, nu este invers. Este pe care acest personaj să se elibereze de un ciclu de trădări. Este, și e bine când este invers. Când este în poziție normală este mai greu, pentru că e un proces care de-abia începe sau care trebuie început eliberarea. Dar faptul că este invers este în proces de eliberare, da? Un proces de eliberare de un ciclu de mari trădări. În această eliberare, aici este interesant, trebuie să ai viziune despre noua viață, nu? Despre cum poți să te manifesti vindecat de programe, de umilințe, de trădări. Ce poți să manifesti? Da? Ce poți să manifesti în varianta ta mai bună sau mai sănătoasă sau vindecată? Da? Ce se poate manifesta? La, a venit ceva? Nu. La cap, oh, ce frumos! La capătul setului de cărți, Regina de Cupe. Poate să simtă foarte multă dragoste pentru voi, dar în spate să aibă responsabilități. Inclusiv o mamă, o soție. Poate unii au pierdut pe cineva și apasă acea pierdere și totuși voi îi vindecați, că tot am vorbit de vindecare, da? Îi vindecați cu energia voastră emoțională, sensibilă, cu calitățile voastre empatice, pline de compasiune. Acum, ce mai simt posibil pentru unii să simtă, dacă voi vă simțiți aici, cele capabile să-i vindecați, pentru că am zis că sunt deja în proces de, au început vindecarea. Cred că întâlnirea cu voi provoacă această vindecare și eliberare. Să simtă că și voi aveți niște probleme, niște responsabilități în spate și totuși, în pofida responsabilităților, unele dintre voi poate aveți și un doliu, ați pierdut un părinte, o mamă, un tată, da, oameni dragi, oameni valoroși. Pot să fie parte din povestea voastră, mai ales dacă ați povestit cândva să știți, voi știți, da? Dacă le-ați spus. Sau poate au aflat de la, eu știu cine, da? Vecinii nu știu prea multe despre noi, să știm, să fim siguri, da? Dacă acesta e parte din povestea voastră, să simtă multă compasiune și înțelegere față de voi. Posibil și asta. Acum. Numărul 2. Ce simt în legătură cu voi? Am zis. Simt compasiune. Nu compasiune. Simt empatie. Interesant. Eu te-am amestecat ca să nu rămân la cărțile de la numărul anterior și să opri la 10 de cupe. Simt multă bucurie. Emoții superbe, da?
De la 10 la spade, spade la 10 de cupe, e un salt astronomic, da? Asta amestecat. A zis că, da, am zis că acum fac, folosesc cărțile invers, le, ia uita. Simte pasiune și nevoia să vină, dar încă este blocat. Eventual, poate voi. Da. Vedem. Unul dintre voi ar vrea să cucerească, ar vrea să se exprime și celălalt încă... Nu, e în proces, e în proces, da. E în proces de vindecare, e bine, 3 de spade invers, 8 de spade de reprogramare mentală, de reîntoarcere, eventual, reîntoarcere acasă sau în preajma voastră, pentru că este necesară. Voi vindecați, voi îi inspirați, eventual. Mesaje. Ce simte pentru voi? Dacă nu voi trebuie să... Iau, te doi de cupe a sărit jos. Jos. Doi de cupe, dar e mai pe orizontal, așa. Doi de cupe. Ia, frunzulețele mele de toamnă. Doi de cupe, asta simte pentru voi. Ia cum să pun așa. Mai. O pun așa. Vedeți, mai dragii mei, doi de cupe. Da? O să pun și un pic de blitz. Ce frumos s-a făcut lumină. Oh, ce simte pentru voi, da. Au analizat, s-au vindecat. Iar e o stare de eliberare, de o boală, de un stres, de hiperanaliză. Tată de două, de trei ori. Ce simte pentru voi, numărul 2. Vai, justiția. E bine că începem 6 de cupe, începem cu cărțile în poziție normală și mă bucură. Judecata, măi, vor să se împace? Și moartea. Dar moartea asta înseamnă renaștere. Wow. Mi-am permis să trec cu ochiul înainte să clarific cărțile. Pentru unii dintre voi, posibil ați dat multe șanse sau un număr de șanse. Voi sau ei? Ați încercat, dacă sunteți căsătoriți, ați încercat să vă împăcați 6 de cupe judecata, dar după fiecare împăcare, de aia probabil au venit 2 de cupe invers. Adică invers pe orizontal. Legătura cu un suflet pereche încă e nemanifestată. Cum rămâne de văzut unde sunteți voi, pentru că după moarte apare diavolul, cavalerul de spade, 7 de cupe invers, clarifida, mintea clară, turnul invers, asul de cupe invers, împăratul invers și soarele în poziție normală. Cu alte cuvinte, dacă voi ați pus capăt relației sau sunteți pe cale să puneți capăt, sau ei, cine vrea să pună capăt, îl obligă pe celălalt să se vadă, băi, deci nu, am zis mai devreme, vizualizare, să se vadă, când e soare, este lumină, te vezi în adevărata ta față. Și asta produce, ce stare am, trezirea, transformarea, transformarea și trezirea, adevărata transformare. Deci, dacă se va încheia această relație, voi știți, sau este pe cale să se încheie, va renaște eventual într-o altă formă. Dar cel posibil. Dar cel mai important este că după aceste încheiere, karma, lecția, karma este obsesia, impulsivitatea și aici este clarificarea, obsesia, imposibilitatea de a manifesta o nouă dragoste, pierderea echilibrului. Împăratul și turnul invers, clar, se pierde echilibru, dar cu 7 de cupe și soarele se vor clarifica multe lucruri referitoare la ei sau la situația dintre voi.
unul dintre voi se va trezi brusc. Brusc. Chiar dacă încearcă să păstreze, să evite, mai bine zis, sau să amâne o separare, tot nu invers. Din cauza obsesiilor, a adicțiilor, a karmei, a legăturilor karmice, a lanțurilor în care se stau. Nu. Se va produce trezirea. Acum, evident că acest lucru se poate întâmpla și să fie și o relație, relația lor karmică. Da? Ce simt despre voi. Să nu vă grăbiți un pic. Deci, depinde ce poziție sunteți. Dacă sunteți persoana karmică, aici se ajunge. Aici se ajunge. Un suflet pereche care îi influențează într-un mod subtil. Poate nici nu s-au întâlnit. Dar dacă voi sunteți energia karmică, se va întâmpla o separare care vă va trezi pe amândoi. Nu, așa simt, chiar că vă place, că nu vă place, așa simt nevoia să transmit. Asta este ce văd, apropo de soare și de vizualizare. În momentul în care se va produce această ruptură, transformare, ori persoana din viața lor, dacă sunt căsătoriți, o va lua un pic așa într-o zonă toxică și celălalt îi va vedea adevărata față. Da, posibil. Deci dacă sunt căsătoriți și vor să pună capăt, aș vrea să și clarific, ia de carte. Da. Vor să pună capăt cu o regină de bâte. Să pună capăt unei relații cu o regină de bâte. Posibil. Această regină de bâte va trece prin ce am văzut mai devreme. Se va trezi. Cineva cu marcaj în semn de foc, marcaj, poate să fie și ascendent. Deci, aici este. Și tot ce simt. Simt nevoia să fie drepți, să fie corecți. Să împărtășească din emoțiile sale, să renască. Împreună judecata și moartea ar putea să fie, de fapt, moartea și judecata, să pună în capăt un anumit stil de a fi și să renască. Vara aș putea chiar să fie exact invers. Acum văd în oglindă. Acum văd în oglindă cărțile. Exact invers. Ce simt? Dacă s-a produs separarea dintre voi, se produce trezirea și din partea persoanei karmice și eliberarea de persoana karmică, dar și renașterea în relație cu voi. Dacă voi știți, sigur, că aveți această capacitate de vindecare, vindecarea uneori vine și cu usturim și cu dureri, da? Nu vine blând. Nu, nu. Nu toate medicamentele sunt ușor suportabile, da? Cu alte cuvinte, etalarea o poți citi și în oglindă, uite așa, da? Întâlnirea dintre voi este fatală, este importantă, alchimizantă. Îi ajută să vadă, de fapt, ce viață au trăit, da? Ce viață în lanțuri au trăit. Uite și la capătul setului de cărți, dar nu vorbeam degeaba, da? La capătul setului de cărți, 10 de bâte și 5 de cupe. Iar regina de bâte, soția, mama cu un rege de bâte invers. Deci unul era loial, generos, celălalt nu era. Bărba, femeie, nu contează. Deci un cuplu dezechilibrat. Un cuplu dezechilibrat. Eventual, poate, doamnelor, cineva și-a pierdut soțul. Cineva și-a pierdut soțul, posibil. Îmi pare rău dacă citesc pentru cineva care e în doliu. Deci ce simt? Că este greu. Este greu. Să implicarea în această relație este mare. Dar și transformă, vă transformă și pe voi și pe ei. Moartea și judecata. Este o întâlnire care vă echilibrează și pentru unii dintre voi poate să fie o întâlnire karmică care manifestă, de fapt, dreptate divină. Hai să și clarific. Hai să clarificăm. Pentru numărul 2. Wow, ce mesaj asta. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Ia uite, regina de bute tot apare.
Și ar dori să se lupte, să aleagă, să nu piardă această ocazie, eventual, să vă cucerească regina de băte. Altă variantă, evident, de interpretare. Foarte curioasă cum îmi confirmați, pentru că nu știu pentru cine citesc. 9 de cupe invers. Hai să vedem. 3 de băte invers. 10 de spade. Și îndrăgostiții. Acum, eu am pus așa. Dar să pun cărțile în poziția lor inițială, da? Acum se explică de ce au venit, mult mai bine de ce au venit, dar nu renunț nici la prima interpretare. O fi pentru cineva, pentru sigur, pentru cineva. Ce simt pentru voi, wow! Pe de-o parte. Fără voi nu sunt fericiți. 9 de cupe invers. Dacă sunt în acea căsătorie sau într-un contract, nu sunt fericiți. Simt că viața li se echilibrează lângă voi. Dacă e o distanță între voi, și pentru unii este o distanță 3 de bâte, își doresc să aleagă 2 de bâte și să vină înspre voi. Nu mai au răbdare. De obicei 3 de bâte așteaptă. Așteaptă întâlnirea, nu mai au răbdare, vor să vină cât mai repede. Deși n-am cărți care reprezintă mișcarea, dar își doresc întâlnirea. Când se va manifesta, rămâne de văzut, dar își doresc întâlnirea. Însă, aici este amânarea. Poate la un moment dat își pierd speranța în legătură cu această întâlnire față de voi, în care își doresc să fie corecți și să împărtășească eventual cât au primit, de-aia a venit 2 de cupe în poziție orizontală. Dar sunteți, vă înțelegeți, dar ceva nu merge. Voi știți ce. Poate să fie și doriu cuiva, da? În această pandemie, poate s-au pierdut vieți, poate înainte. Da. Oricum, judecata este clarificată, 20 de clarificat de 10, da? Trebuie să renască. 10 e ca o moarte, o trădare. Trebuie să renască din această trădare. Pentru unii, poate au fost trădați de cineva de acasă, cineva cu care sunt căsătoriți, că tot am văzut diavolul, care pe care îi cunoșteau din copilărie și cu care nu mai au speranță, posibil și asta. Ideea este că ce simt față de voi, simt această dragoste fatală, simt această completare perfectă, simt că această dragoste îi transformă și îi obligă să renască și să renunțe la trecut, la karmă, ca să se poată bucura de dharma. Pentru ce e fericit? La capătul setului de cărți, 3 de monede, dorința de a colabora, de a începe o nouă lume. Ia uite, asta simt, nevoia să... Ia uite, să lase în spate minciunile. Cineva s-a mințit, ia uite. Deci cărțile nu mint, îmi pare rău. Roata norocului, de fapt, este invers. Adică e o roată a nenorocului, alături de o mamă sau mama copiilor sau soție în care s-au mințit. Și vor să înceapă o nouă relație, o nouă lume, o nouă lume de fapt. O nouă lume în care se construiește ceva. Wow! A apărut turnul, parcă a apărut un turn. Eu uit, adesea mă eliberez cât pot de repede de energiile pe care le preiau, pentru că nu vreau să stau în poveștile astea prea mult, dar... Wow! Nu mai au speranță, 9 de cupe înseamnă speranță, nu mai au speranță în contractul pe care l-au semnat. Nu mai au speranță, nici asta, nici 3 de bâte înseamnă speranță, așteptare, în optimism, nu mai au optimism în legătură cu un personaj din copilărie pe care îl cunosc, poate au fost căsătoriți de tineri. Dar știți, căsătorile de tineri nu sunt cine știe ce rezistente. Se simt trădat și vor să renască. Să ascultă intuiția. Aici sunt niște aripi, aici iar sunt niște aripi. Intuiția începe să se manifeste în preajma voastră. Dar 2 de cupe a venit pe orizontal pentru că
sunt niște lucruri foarte importante de rezolvat în viața voastră, până se manifestă transformarea totală și această uniune. Doi de cupe și îndrăgostiții, poate că sunteți flăcări gemene, știu, e o poveste destul de intensă, nu toată lumea are parte de așa ceva, dar pentru unii, când sunt flăcări gemene, chiar sunt drame. Chiar sunt drame. Însă, ce simt? Că această dragoste îi transformă, îi renaște. Îi echilibrează dintr-o viață de huzur, de exces, poate au tendința să bea, din cauza problemelor și voi echilibrați, le aduceți, le vorbiți despre dreptate, despre înțelegere, despre echilibru emoțional. Da? Poate unii dintre ei și-au pierdut speranța că vor întâlni oameni pe care se simtă. Și totuși apare această dragoste care îi trezește, îi scoală din morți. Îi scoală din morți. Wow! Și interesant, am văzut, da, 10 de cupe mai devreme. Hai să și clarificăm. Nu, să luăm 3 sau 4 cărți, să vedem ce simte pentru voi. Numărul 2, odată. Aici e viziunea. Trebuie să înveți să aibă o viziune, de fapt, ce înseamnă o relație echilibrată, ce înseamnă o relație karmică și dharmică, ce înseamnă o relație armonioasă, ce înseamnă o relație armonioasă cu ei înșiși. Eventual. Depinde în ce stadiu sunteți. Dacă nu e cu ei înșiși, poate că au acasă, au o relație karmică în care le aduce o supărare. O dată. De două ori. Ce vrea să se arate? Emoțiile și 7 de monede. Din cauza acestor emoții intense, imense pe care le au, trebuie să mai aștepte un pic să se calmeze. Atât de două ori. De trei ori. 9 de bute. 4 de monede. Valetul de cupe. Și vocea. Ce simt față de voi? Simt că există niște blocaje. Emoțiile au rămas aici. Există niște blocaje. Poate îi blocați voi. Sau poate îi blochează karma. Dacă au avut o viață nepotrivită, îi blochează karma. Dacă știți că sunt oameni corecți, au alte blocaje. Au alte blocaje. Sau poate îi blocați voi. Vedeți, este 9 de bâte. Și totuși, aici este vocea interioară, apropo de, nu, era viziune, nu era voce. Vocea interioară le spune să se lase trecuți prin această transformare. Știți ce scrie aici, în această carte? Zice, sunt, ia să-i să văd, dacă reușesc să dau mai aproape. Vedeți? Sunt suflarea creștină care trece prin acest flaut, oarecum, da? Trebuie să se lase creștinați, botezați, spiritualizați de întâlnirea cu voi, că doar am văzut regina de cupe. Trebuie să treacă prin niște transformări foarte intense. Patru de monede. Țin foarte mult la voi. Pentru că sunteți altfel. Ieșiți din tipare. Interesant. Ieșiți din tipare. Sunteți altfel. Ce simt? Simt nevoia să comunice, prințesa de cupe. Să comunice. Interesant că această cupă este într-un cerc. Să manifeste o nouă lume, o nouă legătură cu voi în care se comunică de la suflet la suflet. Poate să-și ceară niște scuze. Poate să exprime emoțiile. Să comunice ceva. Și iar comunicare vine și prin voce. Aici avem și un flaut. Poate e o chestiune care ține și de muzică. Poate unul dintre voi faceți muzică. La capătul setului de cărți, emoțiile sunt intense.
continuare, dar aici a apărut 8 de băte, dorința de a veni, de a trece peste obstacolul și de a veni. E nevoia de a... Da? Dar aici este, trebuie să se tempereze, trebuie să treacă prin niște sacrificii. Da? Și să nu se mai mintă când fac alegerile, pentru că atunci când se mint, fac alegeri care le aduc suferință. Vedeți? 7 de spade, 2 de băte, 3 de spade. Da? Au de învățat. Au de învățat niște lucruri foarte profunde. În continuare, ce simt față de voi? Că le echilibrați viața, am zis. Și dacă sunt blocaje, le dați echilibrându-le viața, le dați acea energie specială, cât să reziste în fața blocajelor, să se lupte, să rămână tenaci și să se lupte, să reziste pe în această poveste. Dar îți doresc foarte mult să comunice valetul de cupe și vocea. Că țin la voi, că sunteți altfel, și normal că sunteți altfel, pentru că uitați ce cărți au venit, Îndrăgostiții și moartea, Dragoste fatală, în sensul frumos al cuvântului. Wow. Și nu avem cum să spune numai dulcegării. Eu nu-mi doresc să vorbesc numai dulcegării. Nu e stilul meu, deși uneori încerc și eu să manifest cât pot, să fiu atentă ce spun, ca să manifestăm lucruri frumoase, dar frumosul ăsta și sănătosul se manifestă după transformare, după ce înfruntăm umbrele din noi și din jurul nostru. Ce ar mai vrea să vă zic un mesaj? Să vă zic ce simte poate. Ce simte? Ce mai? Interesant. Mersi. Ce simte? Simte că vocea voastră îi vindecă? E o cupă, cupa vindecării, da? Cu o inimă. Care are și frunză, poate să fie un vin, poate să fie, eu știu, ceva terapeutic. Vocea voastră și prințesa vorbește, da? Și când vorbiți despre emoții sau când vorbiți din suflet sau felul în care vorbiți, poate, dacă și comunicați prin muzică sau faceți muzică pur și simplu, îi vindecă. Și repet, chiar dacă sunt blocaje, ceva acolo îi fac să reziste, tocmai pentru că sunteți speciali. Îi face să iubiți când credeau că nu mai pot să mai iubească moartea, dar au zis, gata, nu mai iubesc, am fost rădată, am fost aia, și îi face să iubiți. Și obligat să aleagă, într-un fel sau altul, dragostea. Eu, în sensul, nu că e obligat cu forța, dar ce simt? Măi, eu așa simt ghidaj în această etalare, destul de complicată și foarte intensă. Ia uite, time to decide. Interesant, nu? Trebuie să decidă. Dar ce zice? Make a decision based on your heart's true desires. Da? Simt că trebuie să decidă conform inimii. Vedeți, aici sunt multe numere. Probabil că e un personaj mental care trebuie să aibă viziune, apropo de ce am zis, în momentul în care decide la capăt. Am zis că trebuie să lase ceva în urmă. Vedeți cum nu mint cărțile? Trebuie să lase ceva în urmă. Dacă voi considerați, pentru că vor fi mai mulți spectatori, ascultători care vor alege numărul 2, dacă voi considerați că relația dintre voi trebuie să renască, vedeți. Dar e posibil pentru unii să fie o altă relație, o relație karmică. O relație karmică pe care trebuie să o lase în urmă și să decidă manifestarea sufletului pereche. Un suflet pereche nemanifestat. Întâlniți sau neîntâlnit care stă în stand-by sau neîntâlnit din cauza că nu s-a rezolvat karma. Ce simte? Ia să vedem. Că sunt importante și aceste mesaje ca să ne dăm seama exact ce simte. Ce simte pentru voi? Numărul 2.
cine o fi, unii dintre voi, prin vocea voastră, aveți puterea să îi faceți să se conecteze la divinitate. Spun pentru că am o nouă poză și mi-a arătat chestia asta. Trebuie să aleagă dragostea, ce simt. Poate că voi trebuie să alegeți dragostea, că poate că voi trebuie să vă eliberați de o energie karmică. Da? De o familie, de cineva de acasă, de cineva de la job, de un fost iubit, fostă iubită care au fost toxici. Poate toată această poveste se referă la voi, la liberarea voastră. Vedeți unde sunteți, dragii mei. Dacă nu este a lor, unul dintre voi trebuie să aleagă dragostea. Iar alegeri, și-am mai văzut. Da? 3 debute de înspre 2 debute, iar alegeri. Practicați compasiunea. Cum a venit regina de cupe. Simt eventual, dacă voi treceți prin aceste situații foarte intense, simt compasiune față de voi, să știți. Și vor acționa la un moment dat. Dar unul dintre voi, vedeți unde sunteți, trebuie să-și întoarcă, vai, dintr-o relație karmică, dintr-o relație, relații karmice sunt astea, șabloane relaționale, trebuie să-și întoarcă fața către lumină, către dragoste, către soare. Și pentru asta trebuie să aibă credință și compasiune. Wow, ce etalare! Întotdeauna facem alegeri. La orice mișcare facem alegeri. Ideea e să alegem cu sufletul, din dragoste. Ce cărți? Acum o să-mi strâng cărțile și mă pregătesc pentru următoarea etalare. Aș putea să pun pauză, dar uneori v-am zis, este foarte teamă să nu se declareze sunetul, este foarte aiurea să ascultați ceva care nu este în ritmul în care îl auziți. Oh. Numărul 3. Hai să scoși pietricica, alunecat un pic. Cei care ați ales această pietricită. Pietricită? Este pietricică, nu pietricită. Pietricită, am zis. Mai inventez și eu cuvinte. Dar e drăguț, pietricită? Ok, pietricită asta este albă, translucidă. Probabil o chestiune care ține de sinceritate, de lumină, de spiritualitate. La capăt, nu, ce-a vrut? Oh, de două ori mi-aduc aminte. De două ori a vrut să apară acest împărat. Ori aveați de face cu bărbatul divin, ori unul dintre voi este foarte puternic. Statut financiar, profesional, dar îi place să și controleze, este dominator. Sau aveți de-a face cu un personaj de genul ăsta la capătul setului de cărți, roata norocului și wow, și împărăteasa, wow. Ce să zic, o întâlnire de destin. Aici, ce simt? Asta este vai de în sfârșit, văd pe cineva care s-a trezit. Dacă v-ați separat, fantastic ce cărți, dacă v-ați separat într-o poveste de dragoste din cauza că unul nu alegea, corect, da? V-ați separat, doamnelor, eventual doamnelor sau domnilor, unul dintre voi v-ați separat în această poveste de dragoste în care vă completați, dar ceva nu mergea pentru că era nevoie de o alegere importantă. Cineva trebuia să facă o alegere și i-ați lăsat. Sau v-au lăsat. Unul dintre voi s-a detașat un pic emoțional ca celălalt să aleagă și ce să aleagă? 10 de spade, ieșirea. Ieșirea din trădări, din suferință, da? Din blocaje. Și aici este adevărul. Asta simt. Asta simt, că sunt bărbatul vostru. Dacă voi, doamnelor, sunteți aici, ei se simt bărbații voștri. Dacă voi sunteți bărbați, în fine, vă simțiți partenerii acestei persoane, da? Adevărul pe care îl înțeleg este adevăr, victoria, înțelegerea, da? Că aceasta este o întâlnire de destin, că voi sunteți partenerii lor, cei cu care puteți să creați ceva, wow, nu 10 de monede, veți crea ceva de ceva mult mai spectaculos, dar alte cărți nu sunt, da, decât 10 de monede ca să arate potențialul pe care îl aveți împreună, de stabilitate, de abundență, da? Aici sunteți voi, roata norocului.
Poate că ei sunt, se simt bărbații divini în preajma voastră. Acum, ia uite, e extraordinar, unde a fost o separare, a fost o dezamăgire, da? Care a trebuit vindecată, da? În tăcere, a trebuit să aveți răbdare. Marea preoteasă și temperanța, o creștere spirituală prin această suferință. Detașarea am văzut-o mai devreme, da? Dar eu acum fac altfel. Am zis că amestec cărțile. Acum, manifest în această acțiune eliberarea de suferință, da? Numărul 3. Vreau să folosesc și cărțile invers. O dată, de două ori, ce simte pentru voi? De trei ori. Da. Nouă de cupe invers, interesant. Luna, valetul de spade și moartea. Ei, na, și aici, și la numărul 2 s-a terminat tot cu așa ceva. La capătul setului de cărți, cavalerul de bâte, cavalerul de cupe și adevărul. Aici este și ieșirea din suferință. Din suferință și întâlnirea karmică. Ia uite, cu acest personaj care vă vindecă, da? Vă arată, de fapt, cine sunteți, într-o formă sau alta. Și ce înseamnă asta? Că adevărul este că dacă au fost cuceritori, că împărații și împărătesele au trecut prin toți regii, da? Și prin toate reginele. Dacă au fost cuceritori, aș vrea să spun că vor să fie stabil pentru că a apărut împăratul și împărăteasa, în poziție normală au apărut, da? Vor să fie stabili. Vor să fie cea mai bună variantă a lor. Nu vor aventuri, da? Nu vor aventuri. Asta simt. Acum, hai să și clarificăm. Amestec o dată, de două ori, de trei ori. Pe de-o parte, ce simt? În primul rând, multă frică de emoțiile sale. Le este frică de emoții. Își doresc foarte mult să comunice. Eventual, această comunicare să transforme situația. Poate între voi situația s-a încheiat și vrea să comunice despre această frică, să nu se încheie sau dacă s-a încheiat, cum să renască. Iar și-au pierdut speranța, eventual, din cauza fricilor față de emoțiile lor. Mai vedem. Hai să clarificăm. 2 de bâte, valetul de cupe, 2 de monede și extraordinar. Aceeași, poate are legătură cu numărul 2 exact în aceeași poziție, îndrăgostiții și alte de cărți și moartea. Eu zic că ar fi bine să ascultați și numărul 2 în aceeași poziție. Iar o dragoste care transformă. O dragoste care transformă. La capătul setului de cărți, 10 de cupe. Simt multă fericire. Sunteți persoane independente. Dar ei probabil că au tendința să... Au avut tendința să fugă. Vai, au fugit, da? Valetul este 7 de spade. Să fugă de această dragoste intoxicantă. De acest potențial trăsnet, măi. Au simțit că nu fac față. Este frica, ego-ul, da? Frica. Să nu se termine bateria ca să fac încă o dată continuu. Bună ziua, dragii mei, a revenit, s-a întrerupt, s-a terminat bateria. Probabil că și la voi s-a terminat bateria în relație, că de-aia apare și moartea. Ceva s-a întâmplat. Pentru că acest personaj simte multă teamă, ar vrea să renască. Știe că trebuie să aleagă, are 2 de bâte. 2 de monede și îndrăgostiți și toate cele 3 cărți reprezintă alegeri. Dar este o frică teribilă. Este o frică teribilă. Am spus. Și până să se încheie, să se termine bateria, simte emoții pe care în viața lor n-au putut să le simtă față de o femeie, față de un bărbat, poate să fie și invers. Dar tocmai pentru că au fost 10, că a fost ca un curcubeu, că a fost ca o poveste
citită în cărți, ca un roman, ca un roman. Vreau să zic un roman, că e poveste pe roman tot aia. Ca un film, vreau să zic. A fost ca un film. Probabil și felul în care v-ați întâlnit și toți ați mai trăit împreună. Tocmai din cauza aceasta, din cauza acestei intensități, au trebuit să fugă. Dragostea aceasta imensă, ea a determinat să renască, dar știți că renașterea se poate întâmpla, adică de obicei se întâmplă în timp. Și ieșirea din această stare toxică se face în timp. Dacă au o viață toxică acești oameni, toate emoțiile pe care le-au simțit față de voi au fost de natură divină. N-au crezut că pot să simtă energie atât de pure, sentimente și senzații atât de pure. Probabil că și întâlnirea a fost trăsnet, dar și ieșirea din relații la fel de trăsnet. Ați avut un potențial, îl mai aveți. Face parte din povestea voastră. Rămâne de văzut dacă se va manifesta și depinde de foarte mult, cred, simt că de acțiunile acestui personaj. Dar iar, ia uite, întâlnirea cu femeia divină, cu voi, da? A devenit nu apăsătoare, arzătoare, arzătoare. Arzătoare. Dacă au vreo carieră specială, probabil acolo trebuie să lucreze ceva. Însă, dragii mei, dragii mei, dragii mei, totuși judecata peste acest mincinos, peste acest runner, da, runner, îi fac să înțeleagă, de fapt, să-și înțeleagă păcatele, vicile, și potențialul de a fi mai buni. Îi învățați să manifeste o variantă mai bună a lor. Însă în această perioadă sunt foarte triști, 9 de cupe. Eventual și-au pierdut și încrederea în ei și dragostea față de ei, stima, într-o formă sau alta. Într-o formă sau alta. Simt că trebuie să decidă, dar tot amână. Zic amână pentru că se tot repetă, chiar și acum, și cine știe, probabil că dacă am făcut etalarea pentru ei de mai multe ori, a apărut ideea asta că trebuie să decidă, că trebuie să acționeze și totuși n-a acționat. Și își doresc foarte mult să manifeste o nouă lume, să înceapă un nou capitol, dar să renască, să vină victorioși, să se mobilizeze. Dar deocamdată stau pe loc, în cetatea lor, în construcția lor. Poate că au bani, poate că n-au bani, dar stau pe loc. Stau pe loc și sunt supărați. Poate, cu 9 de cupe, să mai și bea. Hai, încă un păhărel. Să ne mai înveselim puțin, cum era nițel. Să ne înveselim nițel, că altfel suntem foarte triști dacă nu avem păhărelele lângă noi. Să mai bem un păhărel, să ne înveselim nițel. Or fi cântăreți? Nu știu. Însă, sunt în continuare într-o mare confuzie și într-o mare frică. Interesant. Wow. Le este frică. Probabil că întârzie. Au întârziat și de-aia este această frică că dacă vor veni să-și ceară scuze sau să-și exprime sentimentele altfel decât au făcut-o până acum sau poate pentru prima dată, nu știu, rămâne de văzut, îi veți întâmpina cu sabia în sus. Adică le veți da replici, le veți da replici și se va încheia iar. Ceea ce vor ei să renască, să rămâne încheiat. Este o teamă. E prima arcană. Înainte acestei morți, acestei renașteri, este luna. E o energie feminină necizelată, neelaborată, pentru că energia feminină are și variantele sale bune. Eventuală lună plină, interesant. Mulțumesc, inspirație. Stările astea le citim la lună plină. Probabil că la o lună plină vor veni totuși să exprime ceva. Că o fi luna asta plină. Acum știți că luna plină sunt 2-3 zile înainte, 2-3 după și chiar în perioada următoare, da? Să zic că atunci manifestă pasul, sare gardul și vine într-o nouă lume sau și ia bilet de avion.
Și zboară eventual până la această cetate unde așteptați voi, unde puteți să construiți turnul acesta dărâmat. Interesant, mersi de inspirație. Un turn dărâmat. Este aici, în depărtare. Da? Aici este. Îl reconstruiesc cum îl reconstruiesc. Este prima oară când văd chestia asta și îmi place. De-aia folosesc totuși, vedeți și voi, același seturi de cărți, pentru că de fiecare dată sau periodic apar noi mesaje. Ce simt? Simt că trebuie să fac o dată, domnule Pim, pasul ăsta. Să fac o dată, dar amână. Tot sta așa. Nu, mai iau un păhărel, mai mă gândesc că de fapt stai să vedem cum ar trebui să exprim. Dar mi-e cam frică. Dar dacă o să-mi dea replica, nu astăzi, mâine. Nu mâine, poi mâine. Nu săptămâna asta, peste o lună. Și tot așa, și tot așa. Asta simt. N-au curaj. Și știți? Și fugăciosul, că așa zic eu, n-are curaj. Că dacă ar avea curaj, ar fi 6 de băte. Ar fi învingător. Sau ar fi în altă poziție. Nu știu ce postură are acest împărat. Poate chiar împărat. Poate că are o poziție financiară, profesională, din familie bună, bani, frumoși, dominatori. Dar în fața voastră, acești oameni experimentează frica. Și poate că aveți aspecte, interesant că e apă și cu luna, aveți aspecte în luna, luna voastră cu luna lor. Și în momentul în care sunt aspecte, iau scorpion, lună scorpion, interesant. La luna plină din scorpion, probabil că la luna plină din taur. Ceva se va întâmpla eventual. Vreau să spun, când aveți aspecte în lună, se ating niște puncte foarte sensibile, mai ales frici legate de eternul feminin, da? Am spus, ar vrea să vină, dar nu. Dar de fapt ce zic, nu, că dacă zic așa o să-mi dea replica cu tare, se tot gândesc și. Repet, această moarte se dorește renaștere. Da? Vor să se transforme, poate au început deja o transformare, depinde de cât timp s-a întâmplat acel turn și această moarte. Simt că vă completați, simt că e o atracție teribilă, divină, față de ce au trăit ei până acum. Simt că de ce vine cuvântul pocăiască? Simt nevoia să se pocăiască. În ce formă? Nu știu. De niște păcate față de voi în general, eu știu. Wow. Și totuși, pentru că tot am făcut această întrerupere, o să încerc să lipesc videoclipul. Sper să reușesc. Că uneori nu reușesc și atunci pun și varianta și continuarea videoclipului când nu reușesc să le lipesc. Aș vrea totuși, înainte să aflăm celelalte patru cărți referitor la ce simte. Simte nevoia să comunice. Simt. Clar, e trist, înfricoșat, i-a părăsit definitiv. Și că această dragoste, poate în altă viață o să mai trăiască, mersi de inspirație. Dar vreau să clarific totuși. Simt nevoia de clarificare aici. Deși și etalarea 2 a fost destul de grea și intensă. Vedem trei cărți. O dată, de două, trei. Trei ori. 9 de monede. Extraordinar. 10 de cupe și împărătăți. Asta e intimidați. Nu sunt vindecați încă. Eventual vor să spună, pentru că marea preoteasă ține secret. Vor să spună că încă nu sunt vindecați. Încă sau un dezechilibru. E clar prin această frică că este un dezechilibru emoțional. Au conflicte interne, da? Și dacă a fost tăcere, clar cu eremitul a fost tăcere, își doresc să ieșiți din tăcere pentru că le este dor. Nu știu, așa simt că le este dor. Cu 9 de cupe, e tristețea, băi, n-am mai fost fericit de când am întâlnit persoana respectivă. Persoana respectivă m-a făcut fericit sau fericită. Mai ales, interesant, asta veniseră în continuare, mi-aduc aminte, veniseră în continuare la
gemeni, la îndrăgostiții. De ce își doresc să echilibreze situația, chiar dacă sunt un pic dezechilibrați? Pentru că dacă nu v-ați mai exprimat, regina de cupe, nu v-ați mai exprimat dragostea, dacă ei nu și-au exprimat dragostea, lucrurile trebuie să intre în echilibru, îndreptate, simt, regina de cupe, e simt multă dragoste față de voi și vor să echilibreze situația. Repet, dacă voi nu vă mai arătați dragostea, adică aveți motivele voastre, mai simt, nu știu de ce, dar simt în corpul fizic. Simt în corpul fizic. Ce vor să spună Marea Preoteasă invers? Că au conflicte și că nu mai au răbdare. Temperanța înseamnă răbdare, nu mai au răbdare. Eventual știu că trebuie să se vindece, dar încă mai au niște frici. Adică, cu alte cuvinte, ar purcede chiar acum înspre voi, chiar și nevindecați. Dacă n-ar avea frici, ar veni nevindecați, doar să recreeze conexiunea care există între voi. Dar vă văd superbe preîmpărăteasa și împărăteasa și 10 de cupe. Tot ce și-au dorit. Și nu contează cum arătați, cum vă simțiți voi, ei așa vă văd. Dragile mele, ei așa vă văd. Venus, da? Venus. Soarele, într-o formă sau alta, că aici e soare de varianta mică. Doamne, bine că am scos aceste trei cărți ca să adăugăm un pic, pentru că se simțea multă frică. Și încă un viciu nerezolvat, eventual, nouă de cupe invers. Ce simt? O să mai facem metal, dar aș vrea să fac mai des. Poate acum că a venit toamna sau mai mult timp decât am avut astă vară. Vedem, Doamne ajută. Ce simt? Simt și-ar dori o familie cu voi. Acum, ce-și doresc ei? Simt că dacă sunteți independente, e ca apă, interesant, acum mi-aduc aminte că a fost pauza aceea, dacă a apărut împăratul, da? Simt că sunteți împărăteasa lor. Dacă sunteți independente, își doresc să vă căsătoriți. Asta e visul lor. Asta simt ei. E un vis interesant că a venit pe lună, da? E un vis. Eventual visează cum își vor cere scuze, dar știți că visul se poate transforma și în coșmar. Opa, dar din vis frumos se poate transforma în coșmar în cazul în care veniți voi cu acel cuvânt sau acea atitudine care pe ei îi intimidează. Eventual mai cercetează un pic cu valetul de spade, mai cercetează un pic cum să-și... Ce cercetează, eu știu ce, ei știu ce cercetează, pentru că ultimele cărți reprezintă alegeri. Ce informații mai au nevoie ca să-i facă să înfrunte chiar și moartea asta pentru a renaște. Hai să vedem. 3-4 cărți referitor la ce simte. Pentru voi, numărul 3, sper să reușesc să lipesc această înregistrare, să nu apară iar continuare. O dată. De două ori, numărul 3, ce simte pentru voi? 3 ori. Prințesa de spade, nevoia de a comunica a doua oră, valetul sau prințesa de spade, tot aia e. 9 de spade, măi, dar ce stres au. 8 de cupe. Și emoții, uitați pe el. 4 de monede. Țin la voi, pentru că, repet, ieșiți din... Ia uite, regele de bâte și au și pasiune și 10 de cupe. Ia uite, își doresc căsătorie. E a doua oră când apare 10 de cupe. Își doresc eventual și un copil împărăteasă. Înseamnă să fiți mama copilul lor. Este visul lor, e un vis. Acum vorbim de ce simte și ce visează. De visează n-am făcut încă, dar o să fac. Dar simte pasiune. Ține în continuare la acest vis. Ține în continuare la voi, pentru că sunteți altfel. Sunteți altfel și aveți... Ia uite ce frumos! V-a pus pe un piedestal, clar. În continuare ce simte nevoia să comunice. Și stresul, ia uite, a doua oră când apare 9.
Dar interesant. Acum observ. Este 9 de spade invers. Pentru că nu este cu 9 acesta. Da. Nu e în poziția normală, este invers. Vrea să scape, își dorește să scape de aceste griji, de nopțile pierdute. Nu pierdute, în care se gândește obsesiv la voi. Eventuala detașare. Poate și unul și altul v-ați detașat. Poate a fost necesară. Sunteți la distanță sau eu știu din ce motive. Ori voi ați plecat, ori ei au plecat. Din niște motive v-ați separat, da, v-ați separat drumurile. Interesant! Mulțumesc de inspirație și când am făcut această carte. V-ați separat griurile, umbrele, viețile, ca să regăsiți, să vă regăsiți. Ce frumos! Nici eu nu știu ce am făcut uneori. Ca să vă regăsiți, doi de cupe în lumină. Când vă veți reîntâlni, veți fi în lumină. Wow! Mulțumesc mult, Doamne, de inspirație. Amin. Bine că nu mă vedeți cum mă închin și cum mă minunez și eu de informațiile primite, ce simt. Uitați, emoții. E o carte, știți, am făcut o serie legată de acești Twin Flames. Ia uitați cum vrea să vină ca un tsunami spre voi și să vă trezească toată pasiunea care eventual ar fi putut să se piardă în această separare 8 de cupe sau detașare emoțională, în această moarte a relației sau a conexiunii sau a ce-o fi fost. Conexiunea, da? Moartea conexiunii. Interesant. Ca să renașteți. E ca un pom de foc. Să renașteți. Să vă trezească. Wow, ce fior am. Să vă trezească la viață. Wow. Și art de dorință. Măi, vedeți cărțile? Vedeți ce am făcut aici? Ce am desenat? Da? Și vor să vină ca un tsunami spre voi. Iar o chestiune extrem de emoțională. Oare de ce vrea să vină pe tala asta de trandafir? Trandafirul reprezintă dragoste. E un trandafir uscat. O dragoste uscată. Mulțumesc de inspirație. Trandafirul reprezintă royalitate. Vă văd ca, ca pe niște ființe regale, speciale, nobile. Special create. Au ce canalizare, ce special create de Dumnezeu pentru ei. Nu contează ce diferențe sunt între voi doi, ei consideră că din anumite puncte de vedere sunt de special create pentru ei. Chiar dacă ei mai au de vindecat, mai au de lucrat cu ei. Aici este. Da, dragostea aceasta s-a uscat în momentul în care v-a separat drumurile. Wow, ce stare. Și totuși mai păstrează o senzație de plăcere când își aduc aminte de voi. Catifelare. Senzație de catifea. Iar catifea este un material regal, nobil. Sunteți totuși niște persoane speciale în viața lor și rămâneți. Probabil că adună amintiri legate de... Băi, ce-mi vine să plâng. Adună amintiri legate de voi. Iar mă apucă plânsul. Dacă nu închei mai repede. Sau poate adună informații. Da. A fost o energie karmică între voi care v-a separat. A voastră sau a lor. Dar vă veți întâlni. Acum nu discut când, dar vă veți mai întâlni. Chiar dacă e asta simt, dar eu asta am și spus ca și predicție, eu zic că vă veți mai întâlni, așa simt. Că vă veți mai întâlni în viața asta. Își doresc să fie vulnerabil cu voi. Wow. Catifeaua pe care am simțit-o, văd acum. Wow. În momentul în care, dacă, eu cred, nu că dacă, eu cred că o să vă mai întâlniți. În momentul în care vă veți întâlni și veți
renaște această poveste, vor să vă ofere tot ce e mai bun și mai confortabil, să vă simțiți împărătese, să vă simțiți unice, îmi vine să plângă, speciale, să vă facă să vă simțiți cum nu v-a făcut niciun bărbat să vă simțiți. Închei mai repede că mă apucă iar plâns, să vă pup. Mai dragii mei, etalarea asta chiar m-a dat peste cap și e a doua oară când e întreruptă. Probabil veți mai vă întrerupeți legătura de-a lungul timpului, dar vă regăsiți, mă și bulbăi, vă regăsiți. Vă veți regăsi. Am uitat și nu mă las, dacă tot e să lipesc videoclipurile, să mai vin cu câteva mesaje. Ce mesaje despre ceea ce simte acest personaj despre voi? Încă două mesaje. Uite, ăsta vrea să vină. Sunteți pe calea cea bună. Eventual sunt și ei. Dar până să vină ei, să vă ajungă din urmă împăratul, bărbatul divin, până să ajungă din urmă femeia preîmpărăteasă, care urmează să fie împărăteasă, voi creșteți în vibrație, sunteți pe calea cea bună, urmați-vă calea, voi știți despre ce e vorba. Keep doing what you're doing. Continuă să faci ceea ce faci. Pentru că are rezultate. Dacă este tăcere, lasă-i sau lăsați în pacea lor, în durerea lor, pentru că trebuie să învețe să aleagă. Ecologistul, da? Sunteți un înger pe pământ, interesant. Sunteți un înger pe pământ pentru ei. Și sunteți născuți să protejați și să hrăniți și să predați despre natură, despre animale, despre lucruri, despre lucruri înălțătoare. Iar ei trebuie să învețe să construiască. Și să vă susține. Asta simt. Trebuie să lase în urmă. Ce ar trebui să lase în urmă? Da. Poate vă studiază de prea mult timp. Să vă lase în urmă și să decide ea. Nu știu câte oară când apare importanța acestor decizii, hotărârile, da? Și să-și facă curaj. Să-și facă curaj. Să se țină pe acest toiag al credinței. Trebuie să crească și în credință și, wow, ce stăream în spiritualitate, ca să construiască, să reconstruiască turnul pe care l-am văzut la un moment dat. Uai, ce văd aici? Și ce văd aici? E ca o piesă de artă, da? Da, se muncește, da, se muncește cu un scop înălțător. Arta ne înalță. Din păcate, sunt puțini care mai caută. Iau de artistul. Interesant. Sunt puțini care caută înspre artă, dar asta e ce simt ei despre voi, pentru voi și eventual și mesaje de la divinitate. Că de fapt mesajele astea de acolo vin, da? De la Duhul Sfânt, de la Arhanghelii, Mihail, Gabriel, Uriel și Rafael, pe care îi chem să ne inspire. Hai să vedem alt mesaj de la ei. Mesaj sau de la divinitate despre ceea ce simt pentru voi. Ce simt pentru voi. Mesaje de la înger. Ce simt pentru voi. Oh, numărul 3. Ce simt pentru voi. Ăsta. Da. Trebuie să vorbească îi vedeți? Valeți, 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 valeți. Limbaj, limbaj. Trebuie să vorbească limbajul dragoste. Să vă găsiți limbajul comun. Să împărtășiți. 3 și cu 5 înseamnă 8. Transformare. Prin comunicare și prin creativitate. 5 pentru înseamnă creativitate. E o lună plină iar. Cuvinte de dragoste aveți nevoie. Au puterea să schimbe viețile, inclusiv a voastră. Aici este. Și ei simt că dacă vă vorbesc, da, dacă vă vorbesc altfel, să-și schimbe felul în care comunică cu voi, dacă vă vor vorbi altfel, lucrurile se pot renaște. Ce simt? Simt că trebuie să aibă încredere în Dumnezeu, să aibă credință, să se concentreze pe dragoste, chiar dacă sunt decepționați, sunt triști și acționează de... Să știți, ce storiam. Acționează de ca și când partenerul este aici. Ce simte acest partener, chiar dacă nu sunteți lângă ei, vă consideră lângă ei tot timpul. Când dansează, chiar dacă sunt cu o parteneră, dansează cu voi. Când cântă, dacă au așa vreun duet, cântă cu voi. Când își construiesc casa, se gândesc cum o să fiți voi acasă și ce copii o să aveți, da?
Tot simt că se vor întâmpla niște miracole și binecuvântări, dar consideră fundația pusă. Pusă, ei așa simt că eventual transformarea lor și tot ce se întâmplă până la această renaștere este necesară ca să vă readucă Dumnezeu, că vorbim de credință, înapoi. Concentrați-vă pe dragoste, eventual, ce simt. Simt că totuși o parte din voi, pentru că vă simt profund și ei pe voi, nu doar voi pe ei, simt că o parte din voi este foarte empatică și foarte sensibilă și ați putea să dresați dragonul din ei. Împăratul nu mai e dominator, este un partener protector alături de împărăteasă. Și pentru că e dragonul, știți, nodul nord al lunii și nodul sud, simt că aveți o misiune specială împreună. Și pentru asta trebuie să aibă credință. Și cu atâția fluturi au de transformat multe lucruri în viața lor, și voi în viața voastră, și împreună, și puteți să zburați. Până departe. Interesantă informație. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup și vă iubesc. Pa, pa!